Cotată cu șanse minime la câștigarea unui set în partida cu volei municipal Tomis Constanța, echipa clubului sportiv Phoenix Șimleu a făcut o bună propagandă voleiului sălăjan. Elevii lui Mircea Abraham și Ovidiu Teușan au început timorați partida de la Constanța și le-au permis campionilor să se desprindă la 5 lungimi, scor 8-3 la primul time-out al setului întâi. La cel de-al doilea timp tehnic de odihnă, șimleoanii au redus din diferență 16-12, dar gazdele au trecut din nou la cârmă și s-au distanțat la 7 puncte, scor 21-14, moment în care Mircea Abraham a solicitat time-out. Oaspeții au strâns rândurile și s-au apropiat la doar 2 puncte, 22-20, respectiv 23-21, dar în final gazdele au reușit să-și treacă în cont setul cu 25-22. Al doilea parțial a debutat după același scenariu ca și cel din setul inaugural. Gazdele au avut avantaj de 4 puncte la primul time-out tehnic, 8-4. Lucian Tofan și coechipierii săi au revenit și au egalat 9-9, scor la care tehnicianul echipei gazdă a cerut timp tehnic de odihnă pentru a da câteva indicații de joc elevilor săi. Sfaturile tehnicianului bulgar s-au făcut simțite imediat în jocul marinarilor și gazdele au început să facă punct după punct, câștigând actul cu 25-17. Cu moralul scăzut, după ce au cedat setul secund, șimleoane au început foarte prost cel de-al treilea parțial. Constanța a avut 8-1 la primul time-out tehnic al setului, după care echipa vizitatoare a avut o tresărire de orgoliu și s-a apropiat la un singur punct, 15-14, dar s-au stins din nou și au cedat actul cu scorul de 25-19. În ciuda eșecului suferit, Phoenix Șimleu a arătat în partida de la malul mării o creștere de formă în joc, creștere de formă care dă echipei încredere pentru jocul din etapa cu numărul 3, rundă în care gruparea de sub Măgura Șimleului primește vizita echipei LPS Piatra Neamț.